Două investiții importante pentru locuitorii orașului Cărbunești au fost finalizate și se pare că dau o altă față intrării în oraș dinspre Târgu Jiu. Primarul Dănuț Birău a declarat că aceste investiții au forțat cumva și primăria să amenajeze intrarea în oraș, astfel că totul arată altfel în această zonă. Investiții bune, investiții care ajută localitatea, pe lângă faptul că, mă rog, lucrează în jur de 40 de oameni în cele două magazine, au înfrumusețat și zona, respectiv ne-au obligat și pe noi să facem pe partea opusă, să amenajăm în așa fel încât oamenii să aibă și un acces pietonal facil către cele două magazine și sperăm ca în continuare să se dezvolte această zonă și să capete un alt, o altă față și mai frumoasă intrarea asta dinspre Târgu Jiu în Cărbunești. O altă investiție va fi realizată în următorii ani. Este vorba de Soceram, companie care va investi la Cărbunești într-o fabrică. Primarul de la Cărbunești nu a dorit să avanseze o dată de finalizare, deoarece este frică de pandemie. Aceeași pandemie care a încetinit ritmul de lucru al acestora. Probleme, au fost probleme din cauza pandemiei, atât. Ales nu sunt probleme, n-au zis niciodată că nu mai vin. Și ce urmează să facă în acest moment? În acest moment nu o să facă, dar anul viitor o să se apuce efectiv de construcție, pentru că până acum s-a lucrat la documente, au autorizația de construcție și va urma prima dată platformele, împrejmuirea perimetrului și, bineînțeles, construcția fabricii și aducerea utilajelor. Ei au dat drumul acum la fabrica de la Cordun. Știți, mie frică să dau termene, pentru că și lor le e frică să dea termene, pentru că au pierdut foarte mult timp cu realizarea proiectului tehnic pentru echipamentele astea, pentru tehnologia germană. Din cauza pandemiei, ăștia nu i-au primit acolo în Germania și au mers împreună cu reprezentanții producătorilor la o fabrică în Polonia, unde au mai livrat ei astfel de echipamente și știți cum e, din cauza asta le e și frică să dea termene și nici eu nu vreau să mă hazardez să zic ceva și să nu zic bine. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, este cel care s-a zbătut și a negociat pentru ca această fabrică să ajungă la Târgu Cărbunești, aplaudă investiția, le mulțumește investitorilor și asigură pe toți cei care vor să investească în Gorj că instituția pe care o reprezintă și el vor asigura tot sprijinul de care investitorii au nevoie. Cu toate dificultățile economice create de pandemia de COVID-19, companiile private aleg în continuare să dezvolte afaceri importante în județul Gorj. Cea mai mare și modernă fabrică de producere de BCA din țara noastră, cu o capacitate de producție de 550.000 de metri cub pe an și tehnologie smart, urmează să fie construită în județul Gorj. Le mulțumesc în numele gorjenilor atât celor de la Soceram, cât și altor investitori care au creditat cu încredere județul Gorj și asigur de tot sprijinul meu. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.